Marcel Ciolacu a anunțat astăzi, în ședința de guvern, scutirea de la plata contribuției pentru indemnizațiile de concediu medical în cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacienților cu afecțiuni oncologice și a cazurilor de urgență. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat eliminarea taxei pe boală pentru gravide și pentru bolnavi de cancer. Introducem azi, prin ordonanță de urgență, scutirea de la plata contribuției sociale pentru indemnizațiile de concediu medical în cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacienților cu afecțiuni oncologice și a cazurilor de urgență. Dacă este nevoie, chemăm toată conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să lucreze azi la guvern, pentru că acest act trebuie aprobat astăzi. Premierul a mai subliniat importanța aprobării acestui act, făcând apel la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pe baza rațiunii că fiecare zi este importantă pentru un om aflat în suferință. Prin aceeași ordonanță sunt alocați bani și pentru mamele cu venituri mici.